Bine v-am găsit, dragii mei prieteni! Astăzi vom vorbi despre amprenta astrală a lunii iulie, pentru fiecare zodie în parte. M-am gândit să schimb puțin formatul, adică fiecare zodie în parte să constituie un material video separat și mai lung, fiind mai ușor de vizionat pentru voi. Să-mi scrieți dacă este mai bine așa și mai comod, dacă nu revenim la formatul din patru părți. Apoi, la final de material, Vom mai vorbi și despre horoscopul medical și cum ne raportăm la el funcție de zodia noastră și vă voi mai vorbi și despre asteroidul Juno și dragostea zodiilor și, bineînțeles, zilele favorabile de căsătorie în luna iulie. Ca evenimente astrologice și astronomice importante avem Eclipsa de lună prin penumbră în 5 iulie Eclipsa va fi vizibilă din America de Nord, America de Sud, Estul Oceanului Pacific, Vestul Oceanului Atlantic, Vestul Europei și Vestul Africii. În România nu va fi vizibilă. Pe 14 iulie, planeta Jupiter este în opoziție și este vizibilă toată noaptea. Ea este cea mai mare planetă din sistemul nostru solar și va fi cel mai aproape de Pământ. Pe 20 iulie, planeta Saturn în opoziție și este vizibilă toată noaptea. Planeta cu inele va fi cel mai apropiat de Pământ, fiind luminată de către Soare. Între 28 și 29 iulie, maximul curentului de meteor Delta Aquaride. Pe 5 iulie, lună plină, pe 20 iulie, lună nouă. Între 18 iunie și 12 iulie, deci până în 12 iulie, Mercur rămâne retrograd în RAC. Până pe 13 septembrie. Acum, înainte de a începe prezentarea lunii iulie, vreau să vă spun că am înființat clubul privat Misterius Cel care o să ofere doar membrilor săi materiale video speciale, discuții private pe teme astrologice, ritualuri antice astrologice, astrograme la prețuri speciale, remedii magice și tot ce ține de interesul vostru pe acest domeniu. La rubrica de comentarii și explicații ale acestui material video, vedeți săgeata roșie, veți găsi informații utile, adică modul de abonare. Mai exact, trebuie să intrați pe linkul pe care vi l-am pus la dispoziție și să vă logați pe platforma Patreon. Ce este această platformă Patreon? Este exact precum canalul YouTube, cu materiale video altele decât cele pe care le vedeți voi pe YouTube, fără reclame și care sunt vizibile doar pentru cei care se abonează cu un euro pe lună. Trebuie să știți că deja am început să încarc platforma Patreon cu materiale destinate doar abonaților, mai exact am postat ritualul lui Jupiter pentru prosperitate și ritualul lui Venus pentru căsătorie și iubire. Acum pregătesc pentru toți membrii clubului în avantpremieră perspectiva astrelor pentru anul 2021, pentru fiecare semn zodiacal și pentru fiecare lună în parte. Așa că aveți toate motivele să vă abonați. Pentru cei care nu doresc să facă parte din acest club privat, Lucrurile și materialele rămân neschimbate, așa cum le știți. Cele cu care v-am obișnuit până acum. Adică ceea ce voi urmăriți lunar. Așa că abonați-vă printr-un simplu click pe butonul roșu din dreapta jos a ecranului. Acum să nu uităm că mai avem și concursul lunar al amuletei norocoase. Câștigătorul amuletei norocoase din această extragere este abonatul cu numele POMPI28, îl rog pe domnul Pompi28 să intre pe e-mailul nostru mysteriuspediaarongmail.com și să-mi lase adresa unde pot să-i trimit amuleta. Dar să revenim la amprenta lunii iulie, așa cum v-am obișnuit. Să vorbim despre Capricorn, dragii mei prieteni. Probabil că știți combinațiile astrologice din luna iulie pe de rost, pentru că le-am repetat de multe ori. Așa că nu mai este un secret pentru voi că Mercur este încă retrograd până la jumătatea lunii, guvernatorul vostru Saturn de asemenea, și are loc și eclipsa lunară, ultima de acest gen, slavă Domnului! Oricum, energia acestei luni rezonează foarte bine cu voi, dragi Capricorn, ca și semn cardinal. Pe 2 iulie, Saturn retrogradează în prima ta casă natală, unde se întâlnește cu Pluto și cu Jupiter. Așa că, fie vei avea energie motivantă să-ți duci la îndeplinire obiectivele începute, să le rezolvi mai repede și mai bine, fie vei primi rezultatele muncii susținute de până acum. Apoi, pe 5 iulie, eclipsa de lună se întâmplă tot pe primata acasă, și asta îți va scoate la vedere tot ce ai ascuns tu până acum, ca să nu mai vezi. Energia acestei ultime eclipse îți spune. Hai, ridică mocheta și uite-te ce ai pitit acolo. Vezi ce nevoie ai. Ce probleme de suflet sau de sănătate ai neglijat până acum? Mergi la coafor, la spa, la yoga sau chiar la un loc de reculegere dacă simți că trebuie să-ți liniștești sufletul și mintea. Schimbă ceva din rutina ta pentru a te simți mai bine. Nu este o opțiune, știți asta. Nu este ceva ce poți să faci sau nu. Este obligatoriu pentru că dacă nu, rezultatele negative ale acestui nu se vor vedea imediat. Voi știți că universul nu lasă nepenalizate nesupunerile. Acum să nu uităm că eclipsa are de-a face și cu blocajele din viața voastră, dar și cu iluziile. De aceea, aceasta are mare semnificație pentru voi, semnificație despre care eu v-am mai vorbit lunile trecute. Dacă la acea vreme nu m-ați băgat în seamă și nu ați ținut cont de recomandări, acum vine Universul și sună din clopoțel și îți spune, este timpul să le faci. Nodul Sud sau Chetu, despre care eu v-am vorbit în detaliu, este foarte aproape ca poziționare și nu prea îți dă de ales. Dacă ți-ai analizat lucrurile ascunse sub covor sau lucrurile care nu-ți mai servesc ca și personalitate, lasă-le în spate. Renunță la ele, pentru că trebuie să te remodelezi după noile relații și situații care vor veni sau noile cerințe ale vieții. Practic, focusarea ta se va muta spre altceva, de bunăvoie sau sirii de viață. Și te vei schimba fie că vrei sau nu, crede-mă pe cuvânt. Până la mijloc de lună să nu semnați chestii importante, contracte, să nu luați decizii importante și să nu plecați din țară. Pe 13 iulie avem Mercur în mișcare directă, apoi Saturn în casa 7 și pe 22 o lună nouă pe casa relațiilor. Ce ne spune toată această energie? Spune că, în afară de faptul că trebuie să avem grijă de noi ca trup, suflet și minte, mai trebuie să dăm un nou avânt relațiilor din viața noastră. Poți să-ți găsești un nou partener de viață. Sau o relație existentă este pe drumul cel bun al revigorării. Oricum, ceva legat de relațiile personale se activează și se schimbă în bine. Vei avea mai multă claritate în relații, vei fi mai realist, chiar cu privire la relațiile de serviciu. Pe 23 iulie avem soarele care intră în casa ta 8 și asta ne aduce o energie care ne scapă de toate temerile, de toate fricile de neîncrederea în noi sau în alții. Este un timp bun să studiezi științele superioare, ca astrologia, numerologia, orice ține de metafizică și ezoteric. Marte în casa ta 4 pentru foarte mult timp. Motiv pentru care voi veți fi foarte ocupați în casă, în cămin, cu renovarea, cu relocarea, cu amenajarea în frumusețarea lui. Marte pe semn prieten cu tine din început din iulie până spre sfârșit de an, adică ai exact șase luni în casa ta patru, nu este puțin lucru, dragii mei. Aici mai vorbim și de rădăcini, de emoții și datorită lui Marte, care va fi când în față, când în spate, fără astâmpăr, aduce multă activitate în această casă patru. Pe această energie preconizez că mulți capricorni locați în străinătate se vor întoarce în țară sau o parte din voi veți avea niște schimbări în relațiile cu părinții. Toate acestea se fac lent, până prin noiembrie. Acum, despre planeta Venus în conjuncție cu Neptun, pentru a treia oară. Cu Venus pe casa 6, cea a evenimentelor zilnice, a rutinei, a sănătății. Ea aduce multe lucruri neclare, mai ales dacă ai o afecțiune mai veche. Parcă nu ești mulțumit de tratament, parcă ai vrea să schimbi doctorul. Nu te îngrijora, lucrurile se vor lămuri în august. Vei ști exact ce ai de făcut. De asemenea, poate fi vorba despre o dragoste la locul de muncă, dar eu te sfătuiesc să fii prevăzător în acest domeniu, pentru că vorbim aici și despre implicarea lui Neptun, care te anunță să stai cu picioarele pe pământ și să privești relația cu pragmatism, deoarece o să vezi, ea nu o să țină prea mult. Așa cum am spus în prima parte a materialului, aș vrea să vă mai spun și despre astrologia medicală, denumită și iatromatematica, cea care ne arată că diferite părți ale corpului și boli sunt influențate de planetele din hartea noastră astrală natală pentru că fiecare semn astrologic este asociat cu anumite părți ale corpului uman. Această asociere este studiată de mult timp și este menționată încă din secolul I era noastră în scrierile lui Marcus Malinius în lucrarea celebră astronomică. Astfel, Zodia Capricorn începe în data după solstițiu de iarnă, adică ziua cea mai scurtă și noaptea cea mai lungă a anului. Pentru capricorn, zonele predispuse la boală sunt genunchii, femurul, stomacul, unghiile și părul. Sistemul de eliminare a toxinelor specific capricornului este unul deficitar, favorizând apariția afecțiunilor hepatice, a dermatitelor, a pancreatitelor sau a nefritelor. Deși este unul dintre cele mai rezistente semne zodiacale, în fața unei boli lungi, capricornul manifestă tendință de autoizolare. Temperamentul său limfatic nervos în fața bolii îl poate duce la tristețe, la melancolie și la pesimism. Capricornul are predispoție către insomnie, boli de piele, reumatism, gută și urticari. Renumitul astrolog francez André Barbo vorbește și despre afecțiunile glandulare care apar adesea la Capricorn, afecțiuni care vizează timusul, hipofiza, dar mai ales paratiroidele, glandele ce se ocupă de absorpția și repartizarea calciului în organism. Capricornii sunt pândiți de toate afecțiunile sclerotice, pornind de la reumatism și cuprinzând toate bolile care afectează scheletul. Nervul auditiv este la rândul său supus sclerozei, motiv pentru care un număr mare de capricorn sunt predispuși la surzenie. Potrivit unor autori, bolile de rinichi ar fi frecvente în rândul persoanelor cu ascendent în capricorn. Negrilica sau planta lui Saturn, cum i se mai spune în limbaj popular iarba de făcut copii, poate combate sterilitatea de care nu puțin capricorn suferă. Altă plantă strânsă asociată cu capricornul este tătăneasa care are proprietăți deosebite în a regenerație suturile, ligamentele și tegumentele osoase. De asemenea, este benefică în cazul rănilor, al tumorilor, al nevralgiilor și al fracturilor. Alte plante benefice capricornului sunt țintaura, cânepa, mătrăguna și panseluțele. Cerealele, gutuile, sfecla sau spanacul din alimentație pot ameliora slăbiciunile de stomac la care el este predispus. Ca alimente recomandate, cartof, pește, ovăz, urzici, ciuperci de pădure și gutui. Regimul alimentar trebuie să conțină alimente bogate în amidon, iar dintre ele pe primul loc se situează cartoful. Sfecla îi primește sângele la fel ca și spanacul. Acesta din urmă îl ajută să combată constipația de care poate fi afectat destul de frecvent. Orzul se potrivește de asemenea energiei sale. Ca supliment au nevoie de vitamina C și B1. Și acum câteva vorbe despre cel mai mare și mai strălucitor asteroid, cel al iubirii, care a fost denumit Juno după soția lui Jupiter. El a fost descoperit în anul 1804 și în astrologie ne arată cauzele subtile care ne determină să alegem un partener sau un altul. Pentru cei care v-ați abona și faceți parte din Clubul Privat Misterius Pedia, vă pot calcula în ce casă se află Juno pe harta astrală, funcție de dată, oră și local nașterii. Îmi lăsați mesaj pe Patreon. Astfel, Juno în Capricorn aduce devotament, înțelegere, sprijin, păstrarea reputației partenerului, consolidarea acesteia. Partenerul tău va fi o persoană practică, cu simțul organizării și al afacerilor, întâmpinând însă uneori dificultăți în a-și arăta emoțiile sau le-a împărtăși. Pentru multe persoane care au asteroidul Juno în Capricorn, Căsătoria se va realiza peste vârsta de 30 de ani. Foarte posibil că vei fi atras de parteneri maturi și responsabili, mai în vârstă decât tine. Singura zi bună pentru căsătorie în proporție de 100% este ziua de 1 iulie. Restul zilelor sunt bune în proporție de 50-60%, așa că decizia de căsătorie va aparține dragii mei. Pentru cei care erau interesați, în compatibilitatea cu partenerul de viață, trebuie să vă spun că, așa cum facem astrograme personalizate după data nașterii, oră și loc, așa facem și astrograma compatibilității. Cea care arată cu adevărat dacă cei doi parteneri sunt compatibili sau nu, dacă au niște reglaje karmice de rezolvat și, dacă da, nu prea sunt multe de spus sau de ales. Astfel, studiul astrologic de compatibilitate se dovedește un instrument. Bun, în a stabili cu cine ai de-a face, la ce trebuie să te aștepți, ce termene lung, scurt și diferite situații în viață. Pentru o astfel de astrogramă a compatibilității se studiază Soarele, Luna, Venus, Marte și Ascendentul fiecăruia dintre parteneri, adică o muncă destul de elaborată. Dragii mei, nu uitați că voi sunteți făuritorii propriului destin și cu puțin ajutor din partea astrologiei, de ale cărui sfaturi trebuie să țineți cont, totul se va aranja în favoarea voastră. Sper că v-a plăcut materialul, sper să vă fie de folos și nu uitați să vă abonați la canalul meu YouTube. Vă pup, vă doresc să aveți pace în suflet, alături de o minte armonioasă, deschisă către cunoaștere.